Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. De această dată vă propun să descoperim resursele didactice necesare în activitatea online dintr-o altă perspectivă. Vom începe cu prezentarea planurilor cadru și a programelor școlare în vigoare pe care le puteți găsi pe site-ul programe.ise.ro, practic pagina dedicată a Institutului de Științe ale Educației. Vom continua, iată, cu seria de materiale pe care le puteți găsi pe pagina educațiecontinuă.edu.ro, materiale dedicate fiecărei discipline în parte, necesare pentru a consolida achizițiile elevilor din anii școlari precedenți. Ani școlari, vă reamintesc, afectați de întreruperile generate de pandemie. Să nu uitați că aceste repere metodologice sunt extrem de utile, mai ales că, iată, la acestea s-au adăugat și cele oferite în cadrul proiectului CRED, materiale construite de Institutul de Științe ale Educației, materialul reper fiind acest document sintetizator numit repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea curriculumului național în România, ce iată are o structură specială adaptată noului context educațional și noilor schimbări din educația preuniversitară. Să nu uităm că toate aceste informații, toate aceste materiale sunt o continuare firească a încercării de a aduce la clasă, iată, pentru sprijinul lucrului la clasă, manuale în format digital, manuale care pot fi accesate atât de elevi cât și de către părinți, într-un format atractiv, iată, sub forma unor activități didactice statice, sub forma unor fișe de documentare și de lucru, dar și sub forma unor activități digitale, atât sub forma, iată, unor secvențe video, cât și sub forma unor activități digitale interactive, extrem de gustate de elevi în cadrul activităților de învățare. Recomand aceste materiale oferite gratuit atât elevilor cât și cadrelor didactice, materiale care au fost realizate în anii precedenți în cadrul efortului de actualizare și de înnoire a activității didactice. Să nu uităm de asemenea de setul de emisiuni Teleșcoala, ce se găsește deja, iată, în al treilea semestru de activitate, și nu în ultimul rând de resursele educaționale pe care le puteți găsi pe pagina digital.educred.ro, o pagină construită de echipa din cadrul proiectului CRED, o pagină în care veți regăsi o mulțime de instrumente digitale de sprijin atât de necesare inclusiv în această perioadă. Un portal, iată, dedicat cadrelor didactice, ce permite chiar și redirecționarea către pagina de YouTube a proiectului CRED. Și să nu uitați de toate aceste instrumente digitale de lucru pe care le puteți utiliza atât de eficient la clasă, adaptându-le în funcție de nevoile dumneavoastră.
Nu uitați că activitățile de învățare la distanță pot fi mult mai eficiente dacă veți utiliza aceste aplicații atât de utile în cadrul lecțiilor pe care le desfășurați. Nu uitați, sunt prezentate aici în ordine alfabetică și de asemenea le veți putea identifica pe pagina dedicată a tutorialelor în cadrul resurselor EduCred. La revedere!